iubiți frați, iubite surori din orice cult, orice religie, țin să vă fac cunoscut, să mai dau un îndemn despre, de data asta, despre iertare. Vreau să spun așa, din ce am descoperit eu, iertare, dacă ne luăm după cuvântul Domnului, în rugăciunea Tatăl nostru, ne spune ca să fim iertați după cum și noi iertăm. Dacă noi nu iertăm, cum putem să fim iertați? Și iertarea ce înseamnă? Când Dumnezeu a găsit ca să ne dea iertare păcatelor noastre care le avem, prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-a iertat și nu ne mai reproșează, nu ne mai spune că de ce am făcut și așa mai departe. Ne-a dat iertare în adevăratul sens al cuvântului. Dacă noi, care suntem păcătoși, vrem să fim iertați de toate păcatele noastre care le facem în fiecare zi și de greșelile noastre care le facem prin cu voi și fără voi, noi trebuie să dăm iertare, să iertăm, să iubim pe aproapele nostru și atunci vom putea ca să avem noi iertare la păcatele, la greșelile și la măgăriile noastre. Altfel, nu vom putea avea iertare. Deci, Dumnezeu ne spune în cuvântul Domnului că iertarea păcatelor se face numai, oarecum, ca o paranteză, numai dacă noi iertăm. Și dacă nu iertăm, nu are cum ca să ne ierte, pentru că noi nu iertăm și atunci nici noi nu putem să fim iertați. Asta fiind spuse, nu vreau să vă rețin mult, să vă plictisesc, o să mai fac un videoclip într-o zi sau într-o noapte. Nu le am scrise, nu le fac, le fac când îmi pune Domnul Iisus Hristos pe inimă. Nu le iau cu notiță și spun ce sunt la momentul respectiv ca să vă spun. Deci vă îndemn, iertați-vă și iubiți-vă aproapele ca să puteți, ca să primiți iertare la Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu. Și să primiți puterea Duhului Sfânt ca să vă călăuzească în fiecare zi, în fiecare clip a vieții voastre. O să mai fac un videoclip, oarecând, despre dragostea lui Dumnezeu, care mă rog Domnul Iisus Hristos să-mi pună pe inimă cuvintele potrivite și care să vă atingă la inimă și să vă întărească, să vă călăuzească pe căile lui cele sfinte și drepte. Măriți și lăudați să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos, în veci de veci. Amin.